O cameră de monitorizare a faunei, amplasată în Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, a surprins un frumos exemplar de cerb în perioada boncănitului. Imaginile au strâns imediat sute de aprecieri pe rețelele de socializare. Perioada de împerechere, numită și boncănitul cerbului, debutează în septembrie și se încheie în octombrie. Cerbii își anunță prezența în timpul boncănitului prin mugete puternice prin care încearcă să-și intimideze adversarii, intensitatea mugetelor fiind și un indiciu al poziției masculului în ierarhie. În timpul boncănitului, cerbii se luptă între ei folosindu-și coarnele puternice dezvoltate de-a lungul verii pentru a-și asigura supremația asupra cârdurilor de ciute. Pădurile din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina asigură faunei toate condițiile de hrană, adăpost și liniște. Acesta este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva. Are o suprafață de peste 38.000 de hectare, din care peste 26.500 de hectare sunt păduri. Au transmis reprezentanții Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina.